ești la liber. Când ai liber, și o să te văd întrebarea asta. Și avem onoarea să dăm startul atelierului nostru cu tehnologie fizice avansată, aplicarea aparatului de zbor cu pilot, monitorizarea și modelarea factorului de mediu. Și, după cum am spus, este a patra ediție. Cuvânt de deschidere la această ediție o să dau domnului academician Tighineanu Ion. Dumnealui este pe prima dată la atelierul nostru. Distinși cercetători, onorată asistență, bună ziua! Nu, în primul rând, vreau să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare și cu ocazia deschiderii atelierului. Desigur că Ziua Internațională a Științei și pentru Pace și Dezvoltare este un eveniment pentru noi cercetători științifici. Astăzi deschiderea evenimentelor, șirului de evenimente a avut loc la Universitatea de Stat, continuă cu atelierul și mâine la Academie de Știință și tot așa, deci la mai multe instituții din Republica Moldova vom marca această zi. Vreau să vă atrag atenție că anul acesta, ziua aceasta are o semnificație aparte, fiindcă anul acesta este și anul internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltare durabilă. Și desigur că în toată lumea, în majoritatea țărilor lumii au loc evenimente. Noi am marcat în cadrul Academiei de Științe anul internațional al științelor fundamentale. La 15 decembrie va avea loc un eveniment foarte important la CERN, Geneva, unde va fi, unde va fi marcat sau va fi închiderea oficială a anului internațional pentru cercetări fundamentale pentru o dezvoltare durabilă. Și vreau să menționez că Republica Moldova și Academia de Știință au fost și sunt foarte active. Acolo va fi interpretat și imnul dezvoltării durabile compus de compozitorul Constantin Rusnac, care a răsunat în sala Azurii Academiei de Științe. Adică promovăm la maximum imaginea Republicii Moldova, care dumneavoastră, cum urmăriți acum presa, a primit un ordin verde spre calea sa spre aderare la Uniunea Europeană. Dar revin la problemele noastre. Desigur că, în primul rând, aceste evenimente, iată și conferința de la Universitatea de Stat și atelierul în cadrul conferinței, au o importanță deosebită, fiindcă noi trebuie să contribuim la prin ceea ce, desigur, putem, prin cercetările, noi, cu regret, dar avem condiții foarte modeste și totuși ne impunem. Ne impunem și la scară națională, și la scară europeană, prin lucrări valoroase și eu cred că este foarte important că astăzi vor fi mai multe rapoarte în care vor fi descrise lucrări concrete cu rezultate concrete care eu cred că au șansa de a contribui la dezvoltarea științei, la soluționarea unor probleme pentru Republica Moldova. Dar evenimentul sau Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare mai are cuvântul pace, care înseamnă foarte mult în ziua de astăzi. Pentru că noi putem să contribuim la o dezvoltare durabilă doar în condiții de pace. Și eu cred că aici noi avem un front în care putem să contribuim, să ne expunem cel puțin. Noi să avanțăm, să ne expunem, să creăm punți de colaborare cu cercetători din alte țări, să
ne expunem cu referire la, la faptul că noi, cercetătorii, vrem pace. Deci politicienii, ei trebuie să se așeze la masa negocierilor și pentru că noi vrem să dezvoltăm țările noastre, să dezvoltăm societățile noastre, să educăm, să creștem, să educăm copii. Și eu cred că, iată, știți, câțiva ani în urmă, am privit eu așa un film în care dronele erau folosite cu scop de, de a ucide, război. Acum ele chiar se folosesc, atunci era numai așa, știți, începutul. Și chiar mă gândeam, iarăși se repetă istoria, deci savanții dezvoltă ceea ce ar trebui să, să ne aducă pace, să dezvoltăm societatea. Și în context, să vin cu o chemare, că aceste, iată, chiar am aici am văzut educație pentru drone, foarte frumos și ca să facem împreună tot posibilul și echipa care se ocupă cu atât de entuziasm, cu promovarea ideii utilizării dronelor și de educație pentru drone, să promoveze și această viziune. Dronele să fie folosite cât mai mult, dar în scopuri pașnice. Și dacă noi, iată, eu sunt membru al Consiliului Științific Internațional și acolo s-a format așa o voce globală pentru pace. Dacă va fi o voce consolidată, globală, pentru pace, vom reveni la pace. Eu vă mulțumesc, sănătate și succes! Însuși ce facem noi, însuși dronele le folosim în domeniul civil și toate le folosim doar pentru domenii de agricultură, arheologie și doar pentru pace. Deci mulțumim. Deci o să rog ca prezentator primul Eduard Monaico. Asistență. Deci, în primul rând, vreau să mulțumesc deci, organizatorii pentru posibilitatea de a prezenta rezultatele. Clar că domeniul meu este mai departe de drone, însă deci, am încercat să mă leg de tematica seminarului și aș vrea să deci, vă prezint rezultatele. Nu așa, selectate, dar deci, cu tema nanostructurare electrochimică dirijată a compușilor semiconductori. În electrolit cretinos mediu încurjător. Adică pe noi mai puțin o să ne monitorizați, da? Deci, în primul rând, deci, prezentarea este compusă din câteva compartimente pe care le voi trece pe parcurs. Motivare. Deci, în nanotehnologii foarte des sunt folosite nanotemplatele și anume cele de electrice, fiindcă sunt destul de deci, elaborate tehnologia și deci, deja sunt și comercial accesibile aceste nanotemplate. În primul rând merge vorba despre alumina poroasă, adică folie de aluminiu este anodizată și ca rezultat se formează deci, o membrană perforată cu periodicitate destul de înaltă acestor grăuri. Deci, o altă, alt tip de membrane este membranele care sunt corodate cu, adică prin bombardare cu ioni grei, însă, deci, ordonarea în aceste membrane este mai haotică, așa să-i spunem, dar problema cea mai mare este că ele sunt membrane dielectrice.
Adică ce înseamnă aceasta? Că, deci, practic, servesc doar ca niște șabloane sau template în care se depun ceva și apoi ele se dizolvă și, deci, ca un exemplu, ar fi formarea nanofirilor. Da? Cu diametru dorit, deci, aranjarea lor. Deci, ca o alternativă ar putea servi membranele, adică nanoteplate semiconductoare. Deci echipa noastră, deci de-a lungul anilor, a reușit să deci, optimizeze tehnologiile pentru fabricarea nanoteplatelor semiconductoare, baza fosforului de indiu, arsenurul de galiu, seleniură de cadmiu-selen, fosforul de galiu, deci este deja mult mai important nitrura de galiu, care sunt deci, optic transparente în spectrul vizibil. Deci cel mai important este că putem dirija concentrația cuptătorilor de starcină. Deci grosimea poate ajunge și la câteva sute de micrometri și diametrul corpului se dirijează în diapazon de la 40 la 200 nanometri. Deci mai, adică un avantaj este că deci, nanostructurarea electrochimică în aceste materiale ajung destul de rapid, adică circa 3-10-20 minute maxim și atingem în 3 minute 70 de micrometri. Ceea ce la alumina coroasă trebuie câteva zile, da? Încă acolo se distruge primul strat, apoi se recorolează ca să obțină norma mare. Deci, nanotemplatele, vreau să vă dau un exemplu cel mai, adică, ca să vă fie mult mai clar ce înseamnă nanotemplate. Deci, fagul de albine este cel mai bun exemplu, deci natural. Deci, practic, cum albinele intre aceste faguri, cum ele, deci noi putem să folosim nanotemplatele pentru a le intra cu materiale formând structuri hibride, deci, spre exemplu, metal semiconductor. Dar, însă, structurile poroase au proprietăți mult mai avansate decât materialul masiv, adică materialul inițial. Deci, de regulă, nanostructurarea electrochimică are loc în acizi, destul de agresiv. Da? Deci, vedem deci, clasificarea acizi puternici, acizi mai slabi. Însă, acizii mai slabi, asta nu înseamnă că ei sunt mai puțin periculoși. De exemplu, vedem acidul hidrofluoric, ortofosforic, sunt destul de periculoși și nocivi. Clar că în condiții de laborator, cantitățile de electrolit nu sunt atât de mari. Dar când ești vorba despre industrializare, clar că deci, deșeurile electroliților și, deci, nu pot fi deci, aruncați, trebuie să fie stocați, neutralizați, deci, ce este destul de costisitor și periculos în primul rând. De atâta noi am propus de a înlocui acizii periculoși cu nanostructurarea electrochimică în soluții de natură. Putem vedea un studiu comparativ că viteza de corodare pentru H-clor, spre exemplu, și natru-clor, practic, nu diferă. Da? Deci, bun, pentru natru-clor este puțin mai inferior, însă, deci, merge vorba de câțiva micrometri de minut. Deci, ceea ce înseamnă că liber putem înlocui H-clor cu natru-clor. Deci, practic, morfologiile care sunt obținute în H-clor se repetă și în natru-clor, adică mecanismul de corodare nu se schimbă, este același. Fiindcă și agentul de corodare, deci clorul, în natriu clor și în H-clor, este același. Deci astfel, noi putem înlocui liber acest electrolit H-clor care este periculos. Câteva cuvinte despre corii care pot fi obținuți, fiindcă în temă avem controlul, adică dirijat, da? Deci morfologii dirijate. Deci sunt ori orientați după liniile de curent, care sunt paralele între ei și nu se pot intersecta. Deci ei cresc perpendicular pe suprafață și merg în jur. Un alt tip de pori este porii cristalografici, deci care ei sunt ramificați, se pot intersecta între ei și de regulă creșterea, adică nanostructurarea, are loc prin porii cristalografici, apoi urmează porii deci, orientați după liniile de curent. Și avem o ordonare destul de perfectă, fără implicarea proceselor fotolitografice. Deci, folosind deci, acești doi tipi de pori, putem crea structuri care sunt deci, perpendiculare pe suprafață, adică straturi boroase cu cori perpendiculare pe suprafață, paralele între ei, dar și putem să-i modulăm deci, în adâncime.
Deci, spre exemplu, alegând densități ale curentului, deci optimale, putem să formăm straturi, adică regiuni poroase, multe strat, deci, sau, dacă alegem tensiune optimală, putem să jucăm cu tranziția de la pori cristalografici la pori orientați după linie de curent, deci fiindcă ei sunt sensibili la valoarea tensiunii sau la valoarea curentului. Și deci astfel să obținem o modulare deci, cu adâncime destul de uniformă. Deci o altă posibilitate deci este formarea porilor paralel cu suprafață. Deci ei de regulă crezi perpendicular, dar pentru unele aplicații deci este necesar de a avea o creștere sau aranjarea porilor paralel cu suprafață. Pentru aceasta la centru a fost dezvoltate procedee tehnologice care implică deja procese fotolitografice și, spre exemplu, o parte a suprafeței se acoperă cu fotorezist, deci și altele se lasă liberă. Deci, prin ferestrele libere, corodarea începe și porii cresc sub fotorezist, astfel formându-se deci, regiuni cu pori pe suprafață. Deci putem să vedem câteva straturi, adică pori care sunt îngropați sub un strat foarte subțire și fotorezistul. Clar că după ce spargem fotorezistul, rămânem stratul poros cu pori paralel cu suprafața. Deci, mai mult ca atât. Deci, optimizând forma deci, geometrică a măștii fotografice, se poate de creat structuri deci, după un design. Deci, aceasta se datorează faptului că lucrăm, deci anume cu porii orientați după linii de curent, care deci, nu se pot intersecta între ei. Deci, ei, întâlnindu-se, încearcă să se împingă reciproc deci, și, deci, alegând deci, regiunea, clar că tot aceasta se continuă până când nu se întâmplă spațiul sub fotorezist. Deci, în cazul dat a fost folosit mască de fotorezist în formă de pătrat și ca rezultat a fost obținute morfologiei spectaculoase. Deci, observăm că dacă un colț este mai rotunjit, atunci desenul, deci final, deci a stratului poros, diferă. Deci, practic, ajustând și deci, alegând mai multe, adică o mască cu mai multe colțuri, desenul acesta poate fi diversificat foarte mult. Deci, mai mult ca atât, jocul acesta a porilor este nu doar pe suprafață, dar și în adâncime, ceea ce este observat și prin secțiune transversală, în care putem observa cum cu adâncimea porii își schimbă direcția de propagare și păstrând deci, și vreau să știutesc că aceasta nu este efectuat prin anodizare prin natriu-clor. O altă deci, posibilitate este de formare nu doar a stratului poroase, dar a nanofirilor. Deci, abordarea dată este mult mai avantajoasă, fiindcă nanofirile nu sunt crescute, dar are loc dizolvarea materialului din jurul fiecărui nanofir și, practic, nanofirile rămân de aceeași calitate ca și cristalul inițial. Deci, nanofirii au fost obținute pe substraturi de fosforă de indiu, fosforă de galiu și deci arsenură de galiu. De asemenea, o altă posibilitate de a dirija cu morfologia, da, deci cu forma nanofirilor, este orientarea cristalografică. Un exemplu cel mai potrivit este arsenura de galiu. Deci dacă folosim deci cristale cu orientare 1-0-0, obținem nanofire care sunt încrucișate deci, și se intersectează reciproc. Alegând suprafața 1-1-B, deci pot fi obținute, adică optimizând condițiile tehnologice, pot fi obținute nanofire deci perpendiculare care nu se intersectează între ele, sau preponderent paralele cu suprafață, în cazul orientării 001. Da, recent, deci într-o lucrare a fost publicată deci, formarea dirijată a perforării în acestor nanofire, adică în cazul deci, arsenurii de gale cu orientare 1-1-B, deci creșterea are loc a firilor verticale și deci, perpendiculare cu suprafață, alegând tensiunea, deci se poate de modulat diametrul acestor nanofire, aceasta se întâmplă prin, la o tensiune puțin mai mare, apar porii care sunt deja nu numai perpendicular, dar și deci înclinați.
și ei penetrează aceste nanofire și practic ca rezultat obținem deci, modularea acestui perimetru. Sau chiar se poate și selectiv de perforat nanofirele. Deci, foarte simplu, prin selectarea tensiunii. Aș vrea să spun că până la moment noi am reușit să nanostructurăm deci un de material destul de importante, în special, iarăși aș vrea să atrag atenția, nitrura de galiu. Deci, de regulă, se corodează deci, în H4, H3PO4 sau HNO3. Deci, la moment, nu s-a raportat o nanostructurare în natriu-clor pentru fosfura de galiu, zinc-selen și zinc-cadmiu-S. Bine, pentru ultimul nici nu am încercat. Deci, aș vrea să finisesc cu unele deci, slide-uri, adică două slide-uri, care deci, demonstrează pentru ce noi trebuie să dirijăm cu morfologia. Deci, în primul rând, deci, avem deci, măsurarea unghiului de contact pe suprafața inițială, adică masiv, care dă un unghi de contact de 80 de grade. După nanostructurare, unghiul deci, descrește la 33 de grade, ceea ce înseamnă că suprafața este mai hidrofilă. Mai mult că atât, dacă pe aceeași suprafață este depus un strat din granule de aur, nanodote de aur, deci unghiul de contact brusc crește. De asemenea, poziționarea firelor sub unghi sau perpendiculară, iarăși ne dă un unghi de contact diferit, de ceea ce dă posibilitatea de aplicație de aplicare acestor materiale în microfluidică. Și ceva imagini mai reale, putem să vedem un cristal de fosfură de indiu, suprafața mai neagră este nanostructurată, ceea ce reprezintă pori perpendicular cu suprafața, însă dedesubt este substratul. Deci avem un de contact destul de mare, 151 de grade, ceea ce înseamnă că este o suprafață hidrofobă. Însă, în cazul când detașăm această membrană de pe substrat, deci unghiul de contact brusc descrește la 20 de grade. Deci ceea ce înseamnă că același material, însă, deci, în formă, dacă este pe substrat sau deci, eliberat de pe substrat, demonstrează unghiul, adică de la hidrofil la hidrofob, spate de Bine, concluziile, deci nu o să le mai dau citire, fiindcă practic la fiecare slide m-am oprit și de lipsă de timp să nu... Deci vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt în care, sunt dată să vă rog. Poate întrebări? Da, da. Astea sunt folosite în calitate de electrolitul în amestec. Unul sparte procente molare de acid clorhidric și 3,5 molare natriu-clor. Deci anume așa proporții, dar nu să zicem 1,5 de acid clorhidric. Deci anume așa proporții, 1,4. Da, deci noi ne-am bazat pe studiul nostru de adevăr, fiindcă 1,4 mol H-clor ne dă o ordonare perfectă în fosfură de indiu. Deci, bun, aici nu s-a impus un grafic. Deci, la aceeași concentrație, dacă luăm natriu-clor, diametrul este diferit. Deci, spre exemplu, în 1,4 molar H-clor, diametrul este 70 nanometri. Deci, este o lucrare care deci, demonstrează, tot de-a noastră publicată, că demonstrează că la aceeași concentrație de natriu-clor, diametrul este de peste 100 de nanometri. Și clar că nu putem să comparăm studiul. De atâta s-a efectuat un studiu comparativ de a vedea la ce concentrație ce diametru se obține și anume 70 nanometri se obține la 3,5 molar. Și anume aceste două concentrații au fost efectuate studiul acesta în timp și de a vedea. Și dacă spate, de teritoriul anumit de o direct un nanopor, de acolo am văzut că era scris, nanopor. Deci, care este dimensiunea nanoporilor și cum influențează aceste dimensiuni la proprietățile semiconductorului? Bine, în cazul deci, aluminiului poros, deci alumina poroasă, deci dimensiunile, clar, pot fi dirijate de la 20 la câteva sute de nanometri. Proprietăți acolo nu avem, fiindcă ele sunt folosite doar ca șabloane, ca să fie umplute și, deci, de regulă se formează... Adică bine să fie dimensiuni mari sau mici a nanoporilor? Depinde pentru ce scop. La semiconductori,
Însuși, da, schimbând diametrul porilor acolo spate, la fotoluminiscență, catodoluminiscență de influențată, numai cu diametrul porilor. Deci, dar de regulă suntem de la 10 nanometri până la câteva sute de nanometri. Da. Așa cum în prezentarea noastră mi-am amintit de electrofreza proteinelor în gel de poliacrilamidă. Se bazează această deplasare moleculelor pe... depinde deplasarea moleculelor de masă moleculară acestora, dar și de dimensiunile porilor. Ar putea fi utilizat gelul acesta, fiindcă ușor se solubilizează pentru a crea fire, nanofire? Liber, cred că da, s-ar, depinde de, clar, spate de ales după moleculă, de ales diametrul porilor și deci, ele sunt universale, adică destul de o stabilitate chimică au relativ de înaltă, da, deci nu se descompun așa de ușor și se poate de ales din toate materialele semiconductoare cele mai potrivite și după diametru, aranjare, deci, da, ar fi un studiu interesant. Nitroradicali poate să... Da, deci, da, nitroradicali tu nu mai stabil. Bine. Vă mulțumim. Da, eu vă mulțumesc. Da. Următoarea prezentare are domnul Simion Muzeu. Da, 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 deci noi astăzi ne confruntăm cu o situație critică și anume poluarea. Metodele convenționale de combatere cedează în fața problemelor care cresc în continuare. Este nevoie de soluții inovatoare pentru a depăși limitele curente. În acest context doresc să vă îndrept atenția spre aeromaterialul fotocatalitic TiO2. Poluanții nu tot timpul sunt vizibili în aer și provin din mai multe resurse, precum ferme, uzine, motoare cu ardere internă. Principalele fiind dioxidul de sulfur, dioxid de nitrogen, metan și amonia. Acestea afectează sănătatea noastră și ecosistemul în care trăim. Fotocataliza este un proces când lumina stimulează un catalist pentru a provoca o reacție chimică. În contextul aplicațiilor de protejare a mediului, este folosită pentru a accelera descompunerea poluanților organici. Fie prin procese de captare a electronilor redox, acetare a electronilor oxidare. Respectiv, în urma acestor transformări chimice, obținem descompunerea lor. Există multe procese de fabricare lor, dar de regulă se începe cu un proces denumit sinteza din flacără. Când are loc încălzirea în cuptor la 800 de grade, au un amestec de precursor de zinc și polimer sacrificial într-un vas de ceramică. Deci aici, flacăra galbenă din centrul vasului arată procesul de transport al flăcării în desfășurare. Nanomicrostructuri convertite sunt depuse peste tot în interiorul cuptorului și ulterior recoltate. Următorul pas este tratarea termică pentru pentru sporirea stabilității mecanice la 950 grade timp de oră. Următorul pas este, deci aici are loc cristalizarea galiului pe suprafață de zinc prin reacția amoniacului cu clorul de galiu sau metoda se numește hidrid vapor phase epitaxy. Pașii finali constă în corodare de zinc și tratare termică în aer. Produsul final este galiu 2O3, un material folosit în fotocataliză, adică la fel material, dar are utilizări primare în dispozitive de frecvență înaltă și optoelectronică. Deci așa arată aerul. Materialele sunt o clasă cu o structură unică. Ei sunt extrem de ușoare, au o suprafață activă mare, din cauza gradului înalt de porozitate, respectiv contact mai mare cu mediul în care se află, ce oferă eficiență fotocatalitică excepțională.
În ceea ce privește aerul TO2, depunerea pe stratul sacrificial are loc prin metoda Atomic Layer Deposition sau depunerea de straturi atomare la 150 grade cu ticlor 4 în calitate de precursor și apă deionizată ca sursă de oxigen. Prin numărul de cicluri putem controla grosimea depunerilor. După aceasta urmează corodarea stratului inferior de zinco pentru obținerea TO2 și tratarea termică pentru obține diferite faze cristalografice. Dacă inversăm pașii, adică întâi tratăm termic și apoi corodăm stratul inferior, putem obține și zinc 2TO4, un catalizator regenerabil. Galiu 2-3 și TO2 sunt ambele utilizate la tratare, dar TO2 este mai des întâlnit și ușor de produs. Însă Galiu 2-3 a demonstrat eficiență îmbunătățită în urma funcționalizării cu metale nobile. Tetrapozii finali sunt goi înăuntru, iar pereții arată ca o conglomerare de granule. Din analiza XRD putem confirma cristalinitatea, orientarea cristalografică și prezența defectelor. De asemenea, putem confirma diferența dintre substratul sacrificial zinco și TO2. Fotoluminescența este influențată de faza cristalină a TO2, de exemplu, rutil și anataz. Prima probă tratată termic la 400 de grade are faza anatază. În cea de-a doua tratată la 800 de grade este mix, dar predomina anatază, TO2 anatază. Din bata de emisie, observăm că la temperatura camerei, deci aici, s-a obținut faza, deci, prezentată de curba 2, are intensitate mai mare pentru bandă de energie joasă, care răspunde bine la lumina vizibilă. Toate că TO2 anatază are bandă energetică indirectă, el are activitate fotocatalitică mai mare decât TO2 rutil, care are bandă energetică directă. Anataza are mai multe zone reactive și vacanțe de oxigen, și oferă mai multe oportunități de absorpție a fotonilor și generarea perechilor electron-gol, respectiv mărește performanța fotocatalitică. De asemenea, și golurile migrează mai rapid la suprafață din cauza masei efective mai mici. Și recombinarea purtătorului de sarcină este mai lentă. Toate acestea cresc probabilitatea de participare în reacția chimică dorită. La etapa actuală, suntem încă la procesul de sinteză, dar ulterior urmează și analize de eficiență degradării diferitor poluanți organici. Aici, pentru referință, avem structuri tubulare de TO2, care manifestă activitate fotocatalitică pentru probe tratate termic la 650-850 grade Celsius. Activitatea mai înaltă în domeniul ultraviolet a fost observată la primul tip, pe când la al doilea tip, tratat la 850, a prezentat activitate mai înaltă în domeniul vizibil. Avantajul aero-TO2 este că va avea o suprafață activă cu mult mai mare. Viitoare investigații cuprind aplicații de filtrare a aerului, funcționalizare și dopare cu metale nobile și evaluarea fazelor mixte, care în proporții optimizate prezintă performanță fotocatalitică mai bună decât rutil sau anataz curat, dar rămâne de văzut cum se manifestă în structura aero. Deci, în concluzie, morfologia poate fi controlată prin diferite temperaturi de tratare termică, cu posibilitatea de obține monofaze sau faze mixte. Fotoluminescența este compusă din trei benzi de emisie, benzile cu energie mai mică fiind cele mai importante, deoarece sunt asociate cu vacanțele de oxigen, ce joacă rol important în proprietățile fotocatalitice. Și studii ulterioare sunt necesare pentru sporirea aceste activități, precum, de exemplu, dopare și funcționalizare cu metale nobile și sintetizare de faze mixte eficiente. Vă mulțumesc! Și dacă sunt... Arătați-vă, rog, slide-ul, cu două slide-uri înainte de concluzie. Iată aici, a trecut. Aici. Aici. Linia asta dreaptă. Cum se explică?
cererea de acte concentrate mangan. Și când ai restul, alte substanțe, au viața așa de comportare mult mai complicat. Deci acolo e linear. Aici... Dacă asta, da. Aici ar descompunerea la lumina vizibilă. Deci este mecanismul. De ce numai așa? Pentru că ăsta e tare mare diferență. Deci are loc independența de timp și de concentrația acestui colorant. Pentru că cât mai mult scade concentrația, adică cât mai mult este descompus, poate scade și... E bine, bun. Sunt întrebări? Mulțumim. Deci... Următoarea prezentație o face domnul Rajat Marpal. I joined doctorate here at Technical University of Moldova, and I am working in one of the European Union CNET project. So my secondment will be in Germany. So the topic like here, I am demonstrating my work on evaluation of UV detection based on zinc oxide network based sensors. So initially I will start with the little description about my project. So I'm working in one of the Horizon European CNET project that is funded by European Union, and the particular aim for the whole CNET project is to just develop high quality, low cost miniaturized VOC based gas sensors. So different countries from the European Europe, so they will contribute to this project, but from the Moldova or from my project, I will contribute to the evaluation of sensitivity, selectivity and stability of metal organic framework and ZIF based gas sensors, sensor arrays. But definitely we will try to synchronize this thing with the UV detection as well. So in this particular paper, so I worked on the UV detection for the zinc oxide based networks, and in this particular project, my supervisor is Professor Lupan Oleg from Technical University, that is the head of Department of Microelectronics and Biomedical Engineering. And for the Germany, so my second man, Professor Renan Adlen, will lead to be my supervisor, co-supervisor from Kiel University, Germany. Yeah. And about the UV detection, so as we can see the UV spectrum, so if you look at only the UV spectrum part, so we can divide it into three, depends upon the wavelength range. So which is more close to the visible, that is the UVA, which lies from 320 to 400 nanometers. So we are more focusing for the this particular zinc oxide based UV sensor. This is for the UVA class of detection, and for the UVB and UVC we can have, but for this particular paper we are more emphasizing on UVA based detection. And why UVA based detection is important, that we can see. So like there are a lot of adverse effects on humans, because UVA and UVB, they may penetrate the ozone layer and it may reaches to the atmosphere. So the over exploitation on humans or other living beings, it may cause adverse effects. So if we particularly talk about the UVA, so UVA penetrates ozone layer and it may cause lot of adverse effects like premature skin aging, acetinokeratosis, cataract and carcinoma, etc. So it may cause skin cancer and related to this, and eye problems as well. So for our case, so like we are trying to optimize a good UV detection based gas sensor, so that like we can employ it at in different applications.
for the continuous monitoring, so that like we can early diagnose what are the problems that can be caused by this UV penetration, over exploitation of this, and so the prevention is the main aim for us. So that's why we are working on these UV ABF detections. So if you talk about the what is the material that we are using is like zinc oxide. So zinc oxide, as we know, is a wide and direct band gap based semiconductor with energy band gap 3.37 electron volt. So this is one of the most important things that we have to just emphasize to tackle, like which wavelength range we are targeting. So that we will talk about at the time of results. So zinc oxide, due to its large excitable energy, that is 60 milli electron volt. So due to this large excitable energy, it is good for having UV-based detection that we will talk about in the further slides. And zinc oxide, due to its direct band gap, which lies in UVA spectral region, that's why I said for UVA targeting wavelengths, so we are using these zinc oxide wave networks. And due to their excellent optical, luminescent and electrical properties, so it gives good results. So that we'll see. And zinc oxide materials are biocompatible and also being used for biomedical applications, so it is one of the excellent materials. So that's why we will also put it into whenever we are using gas sensing or the things, and for the other biomedical applications as well. And if you talk about the synthesis, so synthesis part, as we can see, it is used by flame transport synthesis method. So as we can see in the figure 2 part A, so like we can have different type of morphologies, and depending upon the synthesis parameters, operating parameters that we are taking care at the time of synthesis. And as we can see, the crucible, the utensil that where we are putting polymer and the microparticles of zinc oxide, so depending on their position as well, so we can see the more probable morphology we can see for one particular type of temperature as well. But yes, of course, it depends upon the operating condition, so that we can see different type of network structure we can have depending upon the operating condition. So these are the like we can say description about how people from our group, they synthesize back in 2014. So it's from the Kiel University that we got these type of zinc oxide network, and here we just try to demonstrate and evaluate the UV detection based applications. And for the UV measurement setup that we are using to just employ it, these zinc oxide based networks for UV detection. So like we can see the schematic, so this is the setup that we are using, using Kitle source meter. So we can say for our particular study, so we are using operating temperature as 25 degrees Celsius to employ this UV detection. So for this particular paper, and also we are using at higher temperature as well, but in this particular paper we are just demonstrating more, emphasizing more on 25 degrees, that is room temperature. And we are employing three different type of wavelengths, 400 nanometer, 370 nanometer and 280 nanometer, which all falls in UVA spectral region. And bias voltage we are giving 5 volts. So we can see the dynamic UV sensing properties for this. So we can see at room temperature we are getting, like we try at three different wavelengths, 400 nanometer, 370 nanometer and 20 nanometer. So we get optimal response at 370 nanometer. This we can explain by like as we talked about zinc oxide energy band gap, it corresponds to wavelength when we will convert that energy band gap into wavelength. So that we will see, like it falls in like within the range of 365 to 370 nanometer. That's why we are getting highest response, optimal response at 370 nanometer. And we can see we got these responses using this formula. So we got good sensitivity and excellent selectivity as compared to other wavelengths. And we can say we employed at low temperature sensing and also at the high temperature, but yes, of course, in this we demonstrated low temperature, so it is giving good responses, good repeatability, there is no drift, we can say, or very little drift. Excellent selectivity due to band gap energy correspondence to one particular type of wavelength, that is 370 nanometer, due to its correspondence to its band gap energy. And we can see the general UV sensing and transient properties of this zinc oxide wave network. So we can see like
it is existing in this activity at low temperature as well. And if you talk about the transient properties, so we can see this is the response recovery time correspondence with respect to wavelength. So we are getting least response and recovery time for 370 nanometer wavelength. It is also giving good transient properties for optimal wavelength as well. And for 400 nanometer, which is more closer to visible range, so it is giving very high response and recovery time, which is excellent for us, because through this we can say it is giving good rejection ratio for the visible length as compared to UV. So it is also one of the positive thing that we can see. So high UV visible rejection ratio for zinc oxide based network due to the least response for our zinc oxide based network, and very large response recovery time. So this we can see, and transient properties exhibit least response and recovery time that we have calculated through the very general formula. It is 90% of rising and falling time. So for optimal wavelength 370 nanometer that we have demonstrated, it is giving least response and recovery time and highest response, UV response, and we can say responsivity as well that we have demonstrated. So transient properties also confirms quick response toward UV length over visible wavelength, so that we can see. And if we talk about the general sensing mechanism for the UV detection, so we can see that is the oxygen adsorption, so how it occurs. So like if you will go from A to B, so this particular equation, equation number 2, that we can see oxygen gas, when they will take electrons from the surface, so it will convert into adsorbed oxygen ions, so that we can see in the schematic at the stage B. So and as we move from, like, we will illuminate UV light, so due to UV excitation, so electron hole pairs will generate, that we can see in sigma. So that electron hole pairs from that hole will just get attached to the oxygen, adsorbed oxygen ions, and that from that oxygen desorption will occur, that we can see in D part. So general sensing, UV sensing mechanism, we can see how at a very we can see micro level how it happens. So this is all about the first part. It shows about without an adsorption, that is the initial part, then adsorption occurs, and then after UV excitation, how oxygen desorption occurs. So this is, we can see, and we can calculate UV responsivity as well using this IUV, that is UV current and the dark current. The difference between them and optical power that we are using here is like 4.1 microvolt. So we can easily find UV responsivity for all, but definitely we are getting highest UV responsivity for optimal wavelength, that is 370 nanometer. So yeah, so now I will move towards the final conclusion. So zinc oxide UV detection response efficiently as fast, highly sensitive and selective UV sensor at 370 nanometer that we have demonstrated in our previous slides, with the response value of 32, that is high as compared to the other interfering wavelengths. So the effective conductance of zinc oxide under UV illumination due to electron hole pair generation that we saw in the previous slide, in the sensing mechanism, how due to UV illumination electron hole pair generated. And zinc oxide networks UV sensing results are repeatable, that we saw, like we took our data for 5-6 different cycles, so it was repeatable with very little drift, or we can say no drift. So response recovery time, if you talk about, it is very low, 1.3 or 7.9 seconds, 1.3 seconds for the response and recovery. So it shows zinc oxide based networks are, if you talk about in terms of quantum physics, so they are very centric, they exhibit centric symmetry, because they are not showing any wedge shape recovery, or like they are showing just round shape recovery. So they are very symmetric, centric symmetric nature that is exhibited by that we can confirm by response recovery time as well. So as we already saw, like it is shortest for the 370 nanometer, and response recovery time was very high, large for the visible, close to visible length, that is 400 nanometer. So that is so, and the results can be used further optimizing UV detectors based on zinc oxide networks by adjusting optimal wavelength that we saw in case of zinc oxide, that was 370 nanometer, or more close to 365-370 nanometer. So in order to achieve maximum performance, so this is how we worked.
And I want to give acknowledgement to Technical University of Moldova for the, we can say, moral and funding support, to especially to Professor Lupan Oleg, and paper was funded by, funds were supported by EU, like European Union CNET project, that is this. So this is one of the MSCA project that was funded, and thanks. And these are the references that we have used in particular paper. So, thank you. Any questions, please? Sorry, I forgot to tell. I am from India. Sunt careva întrebări? Explain, please, the concept from your type of presentation about shells of zinc ore. Zinc ore shells and plural, not singular. Zinc ore is a black band semiconductor with a single shell, no multi shell. Your definition, type of your presentation. Networks. Networks, yeah. So these are the plural because it's not a single single zinc oxide, we can say, particle. These are networks, so definitely we should use networks. Here, yes. And the Romanian lattices. Lattices. No, no Romanian lattices. Only single lattices. No. Lattices. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Următorul prezentare o să-l rugăm. Noi facem puțin, facem careva schimbări. Și o să rugăm pe domnul Matveev, Sergiu. Vreau să vă detașați un pic de domeniul fizicii, UV-urilor și tuturor analizelor, ca să putem merge mai departe pe făgașul nostru. Noi, o echipă de la Universitatea de Stat și Universitatea Tehnică, venim cu o cercetare interdisciplinară, o cercetare care a fost realizată încă în 2016. Din păcate, în același an, am ajuns să fiu birocrat, mi-am dus 5 ani decanatul Facultății de Istorie, deci cercetarea a rămas suspendată, deoarece la acel moment a fost ceva de pionierat. În special pentru spațiul nostru este european, fiindcă germanii și englezii mai făceau, dar pentru teritoriile lor. Între timp, practic în ultima jumătate de an, au apărut două studii tangente cercetării noastre, una în Ucraina și una în România. Ce e interesant că cea din Ucraina, practic, folosește aceleași surse ca și noi. Șeful de cercetare, știind că a dat analiză la noi, a intitulat așa mai pompos prima cercetare de tipul ăsta în Estul Europei, chiar dacă știa că 6 ani urmă am făcut un studiu respectiv, nu l-am publicat, fiindcă n-am avut cu cine să facem un studiu comparativ cu alte eșantioane din alte zone. Deci, discutând cu colegii, am hotărât că să ne folosim din momentul acestei conferințe, să prezentăm și să publicăm bazele de date, ca ulterior să avem deja cu ce compara cu colegii noștri din alte părți. Despre ce este vorba? Este vorba despre o analiză EDX, realizat asupra materialului tegular, ceea ce știm noi, cărămidă, țiglă, caleptere, adică volane, etc., la un moment de arheologie aflat în nordul Republicii Moldova. Situl de la Sobari este un sit unicat pentru Republica Moldova. De ce? Fiindcă noi în mediul barbar, ne ducem în secolul al IV-lea după Hristos, avem circa 1200 de monumente, de așezări, de sate, între Prut și Nistru, și din aceste 1200, numai unul singur, are o construcție realizată după tipul provincial roman.
Deci aici avem de-a face ori de un roman care a venit în mediul barbar și a făcut casa așa cum avea el în provincia romană, ori de un localnic care a trăit acolo o perioadă de timp, s-a întors acasă și a făcut casa ca cei de acolo. Acum problema noastră, ce a făcut cu cărămida și țigla? A adus-o din Imperiu, distanța fiind circa 320-300 de kilometri, dacă comparăm aici la Tiras, unde era cetatea greacă, sau dacă comparăm cu granița Daciei, la fel avem circa 300 de kilometri. Să aduci cărămidă pentru o casă de o dimensiune 9,5 pe 18 metri, este un efort. Și atunci sigur că s-a pus problema. De unde este cărămida respectivă? Au produs-o pe loc sau au adus-o de undeva? Aici avem ruinele cum se păstrează la moment pe teren, în apropierea satului Sobar, raionul Soroca. Casa respectivă este înconjurată și cu un gard de piatră, un gard care la fel are enigmă, fiind sectorul sudic, nu am reușit să-l identificăm nici până la moment. Avem 90 de metri sectorul nordic și 45 de metri sectorul estic și vestic. Sectorul sudic al gardului lipsește. Deci îl atenționăm aici, fiindcă pietrele ale acestui gard, început s-a crezut chiar o cetățuie, au fost lipite, s-a folosit ca leant, același mortar ca și la casa noastră de piatră. Deci noi considerăm că este un complex arhitectural unic și care la fel poate să ne ofere anumite informații de datare. Aici vedeți reconstrucția casei în partea de jos, fundamentul. Ce este important este o casă cu coloane, care a avut coloanele de lemn, iar bazele coloanelor sunt de piatră, și este prima casă cu geam de sticlă de pe teritoriul Basarabiei, dintre Prut și Nistru. Primul geam de sticlă în secolul IV-lea. Noi am făcut analiză și la această sticlă, am prezentat-o la British Museum, la o conferință cu colegii, cu domnul Sprânceanu și cu domnul Braniște, dar astăzi rămâne în afara comunicării noastre. Aici se află locuința, în sectorul nord-vestic al incintei de piatră, a gardului de piatră, coloanele de jur împrejur. Acestea sunt olanele. În limba greacă calipteros, sunt proba numărul 1 care am luat-o noi. Este cunoscute și în prezent ca formă și ca utilitate. Avem aici datele analizei EDX cu 3 puncte care au fost luate analiza elementală. Cărămida, inclusiv un număr foarte mare de cărămizi cu urme, fiindcă în perioada de preardere, după ce erau confecționate, erau puse undeva în curte la uscat și asta la fel este o sursă pentru noi importantă. Avem o cărămidă cu anumite inscripții, un plugar probabil aici, îl vedeți cum, cu plugul în mână, este singura cărămidă cu inscripții post-ardere care a fost identificată în timpul săpăturilor și o cruce care a fost interpretată de unii că ar fi un creștin, dar este o discuție la tema respectivă. Cărămidă cu anumite incizii, incizii care se repetă apropo și pe teritoriul provinciei Dacia, dar și în provincia Viuzia, la sud de Dunăre. Avem fragmente de țiglă, le vedem aici. Țigla, în general, se împarte în două categorii care o identificăm noi. Țigla de tip militar, care se găsește în castrele militare și are colțul întors la 90 de grade, se numește de tip corintic și aceasta este de tip laconic, fiindcă are o simplă obiere, la fel probele care au fost luate, și o probă de control care am luat-o dintr-o locuință numărul 2, a unui localnic, probabil. Important este că aici avem amfore care au fost aduse din Imperiu, din Palestina, și datează cu secolul al IV-lea, aceste amfore pentru ulei, și o monetă de la mijlocul secolului al IV-lea, casa ars, și interiorul ei, la fel, am găsit obiecte, cărămizi, țigle, fragmente, care, de fapt, ne face o legătură și avem o datare cât de cât precisă, grație acestor monete și acestor artefacte. Mergem mai departe. Fragmentul de lut care l-am luat din peretele acestei locuințe pentru a avea un element comparativ cu lutul local, fiindcă știm că pentru locuința de lut cu siguranță au folosit lutul de pe loc. La fel, pentru analiza situației generale din această zonă dintre Prut și Nistru, am identificat resturi de material tegular încă la câteva monumente. Primul este vorba de o cetate romană la Babadag, la marginea unde este marea uzină de lângă Galați. Avem vis-a-vis pe Nistru la Cartal, raionul Reni, la fel o cetățuie romană. Avem orașul Tiras și la nord avem singura, este de fapt tot în Basarabia, dar actualmente în Ucraina, singurul atelier de producție a sticlei în mediul roman. Deci, practic, din Anglia și până la Marea Neagră este singurul atelier de producție a sticlei din secolul al IV-lea.
Practic, de fiecare din aceste situri, aceste monumente, grație colegilor, am obținut probe de material figurat, care ne-a oferit anumite date, aici avem cetatea albă, sau tirasul grecesc. Avem anumite rezerve la fragmentul care ne-l-au dat colegii, fiindcă după anumite chestiuni morfologice ar putea să ne ducă și în Evul Mediu la cetatea albă lui Ștefan cel Mare, dar totuși încercăm să credem de cuvânt că este din perioada romană, din nivelul de locuire din perioada romană. Situl al Obrix Cartal, care a fost bombardat recent în apropierea lui, fiind în apropierea portului Reni. Avem material tegular de tip militar, cum tipul corintic, cu perioada 90 de grade, țiglă, cărămidă și același lucru de la Comarova. Comarova, de ce este interesant, că este în Barbarie, cum și locuirea romană acolo nu este demonstrată. De ce presupunem că anumite fragmente care ne-au fost date sunt șanse mai mari de a fi produse locale, fiindcă arderea este de altfel. Probabil că temperatura a fost mai mică, nu s-a ajuns la culoarea roșie, cărămizie, și morfologia pieselor este un pic altfel și lucrul ăsta, la un moment dat, va fi evidențiat și de analizele noastre. Trei probe care le-am obținut de la Comarova. Eu am publicat într-o revistă cu Infact Factor acum o lună de zile și aștept să vină PDF-ul ca să pot compara cu rezultatele care le-am obținut noi în baza IDX-ului cu ceea ce au obținut colegii de la Universitatea din Kiev, care au făcut ceva similar. Vedeți că pasta diferă față de roșul cărămiziu standard al Imperiului Roman, este un ceva maroniu, negriu. Ce am luat noi ca rezultat? Am făcut o rotungire a datelor, a datelor care le-am obținut și prima comparație pe grafic am pus siliciu comparativ cu oxigenul și am văzut grupările date care ne-au spus că, de fapt, la nivelul lutului suntem pe același plast, fiindcă sunt foarte și foarte apropiate. Sobariul nostru de culoare roșie, deci sobariul are culoare roșie, bulina de culoare neagră este acel fragment de lut local, de la casa localnicilor, nu cea de import, barboșii albastru, tirasul, tafiniu, aliobrixul verde și Comarova din nordul Basarabiei de culoare galbenă. Vedem că decât o concentrare uniformă a ceea ce cunoaștem cu siguranță că este roman în această zonă, sobariul nostru puțin iese în evidență și ne pune semne de întrebare, dar diferă cu ceea ce considerăm noi că este lutul local de la țigla de la Comarova. Așa, dacă ne uităm la cantitatea de fier, am luat metalele, elementele care sunt cele mai prezente în pasta ceramicii. Vedem la fel, în evidență iese Comarova, acel fragment care îl considerăm local, unde lutul probabil este mai bogat. Sobariul nostru practic nu diferă de alte situri de care știu cu siguranță că au fost amenajate de către romani. Același lucru avem și cu aluminiul. Bine, noi în cazul de față, un moment care diferă, în fragmentul de lut local de la sobari, unicul este care am găsit cupru. În celelalte cazuri, cupru nu am identificat. Este lucrul ăsta o întâmplare sau nu, trebuie dimărit eșantionul probelor care urmează să le facem. Și în final avem un raport între aluminiu și fier și vedem la fel că piesa confecționată local de la Comarova iese puternic în evidență. La fel iese în evidență aliobrixul de pe malul Dunării, care este un castru militar. Acolo nu au fost civilii și probabil că au folosit un pic alte tehnologii comparativ cu orașele locuite de oameni civili. La fel Comarova iese și aici un pic în evidență. În rest, materialul tegular de la sobari practic nu are diferență de tirasul și barboșii de pe malul Dunării, de pe teritoriul României, ceea ce ne duce la concluzia finală preliminară. Ne duce la concluzia preliminară că materialul respectiv este unul de import adus în spațiul nostru, cel mai curând prin intermedierea râului Nistru, fiindcă sobariul se află o distanță de circa 3,5 km de râul Nistru. Partea slabă a noastră la momentul de față, că noi avem o persoană care să facă interpretarea, în special a silicaților care apar în materialele tegulare, și că suntem în căutarea unui expert în domeniul respectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Cercetările noastre abia sunt la început. N-ați căutat în preajma sobarului. Unde pot să luați probe de lut? Poate dacă luați probe de lut local, vă da aceleași rezultate. Da, noi am vrut să o facem, dar nu am găsit o lutărie în apropiere de circa cam 7 km de la sit. Dumneavoastră știți că a fost la săpături când eram și eu student, dar dumneavoastră deja profesor. Deci așa a fost decizia de a lua lutul din locuința Barbară, care știm cu siguranță că este unul local.
Dar sigur că ar fost bine și urmează, acum ne gândim asupra unui proiect un pic mai mare și vom lua din câteva izvoare din apropiere, fiindcă plastul de lupt geologic este cam același, și vom lua câteva probe pentru a continua analizele. Trebuie să căutați apărămentele, unde ies la suprafață. Da, în zona izvoarelor, special. Noi, de exemplu, ceramica, analizele care le-am făcut pentru ceramica de la Sahara, ne-am dat surpriză, adică lutul s-a fost luat din preajmă, câteva sute de metri de sit, n-au venit cu lutul la... Deci, coincide chimic, pasta ceramice care este așa cu lutul din treabă. Profesorul Nicoliță spera tare să găsească un cuptor care să dovedească că această cărămidă de tip roman era produsă pe loc și asta ar fi fost un argument al romanizării barbarilor aici în procesul de temelia poporului, formarea temeliei poporului român, dar din păcate la moment singurul rest de cuptor este un cuptor de ars ceramică care nu găsesc la Sobari. Un cuptor de ars cărămida nu avem, iar analizele fizico-chimice ne vorbesc de import mai curând decât de producție locală. Dar de ce nu? Acum, în urmă, doar venim noi și aduc țiglă de unde vrei, din Italia, din Italia. Cum ar aduce de la Tira? Da, săpăturile la Ibida, pe teritoriul Dobrogei, realizate de prietenii noștri, și este vorba de partea de sud a Dobrogei românești, practic, au dus la descoperirea unor țigle identice cu ale noastre, unul ca unul, și ca ornament, și ca formă, și ca morfologie. Ei la fel vor să facă acum analize EDX și așteaptă rezultatele noastre, deci am decis ca în volum să publicăm datele tehnice și ulterior să avem discuții, fiindcă fiecare facem, dar neavând cu cine compara, le ținem în buzunar. Trebuie cineva la un moment dat să rupă gheața, să le publice și ulterior să putem merge mai departe. Faceți un proiect și publicați toate împreună. Ar fi o idee. Nu separat. Le puneți cap la cap și vedeți. Principal este a face o bază de date și a introduce. Asta e ideea. Bază de date care la moment lipsește, asta este practic primul pas. Încă un moment slab pentru noi, fiindcă tehnica care o are domnul Braniș la dispoziție ne dă rezultatele pe elemente. Iar majoritatea laboratoarelor europene lucrează cu oxizii la momentul de față. Și atunci noi când obținem aici și le dăm doar elementele propriu-zise, iar ei lucrează cu alte procentaje. Da, noi știm că dacă avem titan, avem oxidul de titan. Dar asta deja este un pic tragic. Noi am avut un proiect finanțat de Volkswagen, care anume pentru o bază de date. Și s-au luat probe începând cu partea de sud a Ucrainei și până în Republica Moldovană de ceramică. Și s-a făcut baza de date care este publicată și după aceea fiecare cum aș, interpretează din această bază de date. Terminăm proiectul ADC din decembrie și când rămânem fără lucru, ne apucăm de altul. Cine? În comentariu. Da, domnule. Deci EDX-ul vă dă stratul de nanometri. Da. De la suprafață. Deci, în acest caz, asupra stratului acesta înfluențează și factorii externi. Factorii externi. Da. Deci, în același rând, o să fie unii oxizi se sublimă chiar cu influența și luminii, el se ionizează și se evaporă. De atât compoziția care vă dă, care o aveți cu EDX-ul, deci e bună, nu e bună, dar ea poate fi influențată foarte puternic din acest motiv. Fiindcă vă imaginați, 4 nanometri, 50-60 nanometri, astea sunt 3 straturi, 4 straturi macromoleculare. Deci, iată aici, de atâta foarte bine ar fi să faceți spectroscopie atomică emisională sau absorpțională pe volum, luat 1, 2, 3, de găsit compoziția, pe care se poate făcut aici la Universitatea de Stat din Moldova. Și se găsit, se comparat cu suprafața și aici o să fie atâtea ramificații că, scuzați-mă. Același lucru ne-au recomandat și colegii de la Iași cu care am discutat, ei și-au arătat anumite rezerve referitor la unele date de aici. Da, nu, și eu am comentariu, fiindcă da, este un domeniu de sus până jos. Scuzați-mă. Da. Nu, nu, vă mulțumesc, profesor. Este foarte bine. Altceva, noi am avut circa 20.000 de fragmente colectate și am avut posibilitatea de a face o analiză destructibilă. Adică am putut rupe fragmentele spre desfiere de alte obiecte arheologice care nu putem să facem. Făcut legătura între facultăți. Aia asta e.
se face conexiune între facultăți și atunci și între laboratoare. Și atunci și rezultatele ar fi foarte bune. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule. Întrebări? Vă mulțumim. Noi, ca tare, facem legătură, noi facem legătură între facultăți cu dronele, prin intermediul dronelor și legăm toate facultățile împreună. Până ce mi reușește. Acum o să rog cu prezentarea să vină domnul Ion Geron. Regenerarea relaxării longitudinale a spinilor protonilor în rezonanță magnetonucleare sub acțiunea ultrasonicului. Cuprinsul lucrării introducere, obiecte și studii, de studii și metode, rezultate și discuții, concluzii. Deci, relaxarea longitudinală a spinilor nucleilor în lichidii depinde în mare măsură de, aici scris, caracterul mișcărilor aleatorii de rotație și de translare a moleculelor formate din atom cu spin nuclear de perioadă 0, referința 1. Dacă spinul nuclear este egal cu o doimică în cazul protonilor în molecule de apă, atunci numai aceste două mecanisme de relaxare a spinilor nucleare sunt actuale. În acest caz, contribuția de relaxare a spinilor nucleare cauzată de momente de elecție quadrupolară a nucleilor, care în acest caz nu există, este egală cu zero. De asemenea, poate fi neglijată contribuția de relaxare a spinului nuclear cauzată de terminul acesta în hamiltonian, unde A reprezintă tezorul de păsări chimice, restul X-ul născut. Rezultatele recente, relevante, obținute în domeniul relaxării spinilor nucleari, în lichide, au fost prezentate în probe 2. Așa. În această lucrare sunt prezentate datele experimentale cu privire la influența ultrasunetului cu frecvența de 22 kHz de putere joasă, când efectele de cavitație pot fi neglijate asupra timpului de relaxare longitudinală T1. Scuzați. Timpul de relaxație a protonilor, a spinilor protonilor, în apă de robinet, de la robinet și în apă distilată. Timpul de relaxare T1 a fost studiat cu ajutorul metodei ecoului de spin Han. În lucrare este prezentată de asemenea interpretarea teoretică a dependență lineară a timpului de relaxare longitudinală T1 a spinilor protonilor în apă distilată și în apă de la robinet sub acțiunea radiației ultrasonice de putere reduse. Aici sunt prezentate lucrările 1 și 2. Obiecte de studiu sunt apa de la robinet și apa distilată. Timpul relaxării longitudinale a spinilor protonilor T1 în apă de la robinet și în apă distilată a fost determinat cu ajutorul aparatului Brucher Analyzer Minispec în absență și în prezența radiației ultrasonore
frecvență 22 kHz, folosind generatorul de ultrasonit Casa Marte. Aparatul Minispect a fost calibrat pe baza standardului. Toate experiențele au fost efectuate la temperatura camerei. Fiecare determinare a timpului de relaxare T1 în condițiile când puterea radiației ultrasonore P era constantă a durat 3 × 384 de minute în fiecare măsurare. Valoarea medie a timpului de relaxare T1 a fost determinat pe baza a 5 măsurări consecutive. Valoarea T1 egal cu 3 × 29 de secunde, obținută printr-o apă de la robinet, în lipsa radiației, este cu 0,16 de secunde mai mică decât 3,45 secunde pentru apă distilată, ceea ce este consecință a prezenței moleculilor paramagnetice de oxigen absorbite din aer la suprafața apei de la robinet. Așa, în cazul apei de la robinet, creșterea suplimentară a timpului de relaxare T1 cu creșterea puterii pe radiației ultrasonice de la 0 până la 3,5 W are loc datorită eliminării sub acțiunea termică a ultrasonitului a moleculelor paramagnetice de oxigen absorbite din aer la suprafața apei. Aceasta se întâmplă atunci când energia termică este egală cu energia de legătură a moleculelor de oxigen cu suprafața apei. Acum, apa de la robinet, cazul A, când puterea ultrasunetului P variază de la 0 până la 3,5 W. În acest caz are loc creșterea lineară a timpului de relaxare T1 cu creșterea puterii P a ultrasonitului. În plus, are loc creșterea T1 suplimentară datorită eliminării moleculelor de oxigen din apă sub acțiunea ultrasonitului. Figura 1. Cazul B. P variază între 3,5 W până la 18 W. În acest caz, T1 depinde linear de P, aceeași figură 1. Apa distilată. P variază de la 0 până la 18 W. T1 depinde linear de P, figura 2. Figura 1. Figura 1. Dependența. T1 depinde ultrasonitului. Figura 2, ce scuze. E linear în tot domeniul de schimbare a puterii ultrasonitului. Pe când, în cazul apei de la robinet, partea lineară este începe numai de la 3,5 W până la 18 W. Așa, interpretarea teoretică a dependenței lineare a timpului de relaxare T1 de P. Dacă timpul de corelare este cu mult mai scurt decât perioada la rumor a procesei spinului nuclear în câmp magnetic, atunci timpul de relaxare longitudinală și a spinilor protonilor datorită mișcărilor aleatoare de rotație și respectiv de translare, sunt redate de ecuațiile 1 și 2, referința 1, unde N este numărul de protoni într-o unitate de volum, eta este viscozitatea apei dependență de temperatură, K constantă Boltzmann, T temperatură absolută, A raza moleculei de apă în modelul sferic, iar B distanța dintre atomii de hidrogen în molecula de apă. Timpul de relaxare longitudinală a spinului protonului T1 în prezența simultană a mișcărilor aleatoare
rotaționare și de transoare, am un lucru obiectiv cu satisfac relație 3. Substituind 1 și 2 în 3, obținem relația 4, unde R de T este funcție de temperatură și viscozitatea apei. Iată acest raport. Cu constanta C, această constantă C, care satisface relația 6. Așa, pentru a explica dependența lineară a timpului de relaxare longitudinală T1 a spinului protonului, protonul în molecule de apă de puterea radiației ultrasonice P în cazul dozelor mici de iradiere la temperatura camerei, este suficient de demonstrat că această funcție este funcție lineară în raport cu timpul. Cu temperatură, ce spune. În acest caz, creșterea lineară a funcției T, R de T, cu creșterea temperaturii, se va manifesta exact în același fel ca și creșterea timpului de relaxare longitudinală T1 a spinilor protonilor moleculelor de apă cu creșterea puterii P a radiației ultrasonice. În figura 3, este prezentat graficul funcției LDT construit pe baza datelor experimentale privind dependența de temperatură a viscozității apei ETA, determinate cu precizii foarte înalte, 10 la minus 5 milipascal secunde, într-un interval de temperaturi destul de larg, de la 100 de grade Celsius până la 360 de grade Celsius. Date disconținând în referința 3, această referință. S-a terminat. Îmi scuzați că... Cum ești? Doare? S-a închis calculatorul. Părnii, vă rog, nu scuzați. M-a grebit-o eu. Întrebă? Cu piciorul. Iată, pe baza celor dati care am vorbit, am construit acest grafic cu precizie destul de bună ca aceste linii dreapte. Așa. Acum ai rezultat și discuții. Referitor la interpretarea influenței radiației ultrasonice asupra timpului de relaxare longitudinală a spinilor protonilor care apar aparținând moleculelor de apă, pot fi menționate următoarele două circunstanțe. Prima. În experiențele noastre, moleculele de oxigen absorbite din aer la suprafața apei de la robinet nu au fost înăturate din apă înainte de a acționa asupra apei cu radiația ultrasonică. S-a constatat că în acest caz, radiația ultrasonică, în afară de dependența lineară a timpului de relaxare T1 a spinilor protonilor de puterea radiației ultrasonice P, cauzează eliminarea moleculelor de oxigen din apă. Aceasta duce la creșterea suplimentară a timpului de relaxare T1 a spinilor protonilor dacă P crește de la 0 până la 3 index 5 W. 2. Moleculele de apă au proprietatea de a se auto-organiza în clusteri. Durata timpului de viață a reactorilor este foarte mică datorită faptului că legăturile hidrogenice între aceste molecule sunt relativ slabe și ușor se rup. De exemplu, durata timpului de relaxare, de viață, a clusterilor pentamerici, deci cluster care conțin 5 atomi molecule de apă, este de ordinul 10 la putere minus 10 secunde, referință citire, E4.
există o varietate largă de clasteri, după dimensiuni și structură lor, referințele 4-7. La rândul său, durata timpului de viață a clasterilor depinde de dimensiunile și structura lor, acestora. Datorită timpului scurt de viață a clusterului, 10-12, 10-10 secunde, transformările continue ale clusterilor, cu descompunerea unora dintre ei și apariția altora, nu afectează dependența timpului de relaxare T1 de puterea P. Aici ați dat acele referințe și aici am evidențiat o lucrare unde studiază clusterii de apă care conțin până la 37 molecule de apă. Concluzie. Concluzia principală acestei lucrări este existența efectului de decelerare a relaxării longitudinale a spinilor protonilor în moleculele de apă sub iradierea cu ei ultrasonică nerezonantă. Acest efect este cauzat de încălzirea cu ultrasonica apei și duce la o creștere lineară a timpului de relaxare longitudinală T1 a spinelor protonilor cu creșterea puterii ultrasonicului în doze mici de radiere. Pentru apă distilată, proaspăt pregătită, care nu conține molecule de oxigen absorbite, timpul de relaxare longitudinală T1 a spinelor protonilor crește linear, odat cu creșterea puterii ultrasonitului pe în tot domeniul, de la 0 până la 18 W. Însă pentru apa de la rubinet, o astfel de dependență lineară apare cu creșterea puterii ultrasonitului de la 3,55 W până la 18 W. În cazul când P este mai mic decât 3,55 W, există o creștere suplimentară a timpului de relaxare T1 datorită eliminării sub influența ultrasonitului a moleculelor de oxigen absorbite la suprafața apei. Cam atât, cam mulțumesc. Pot să mai adaug că la momentul actual sunt cunoscuți clusteri formate din 980 de molecule de apă cu structură foarte complicată. Bine, mulțumim. Dacă aveți careva întrebări... O să rog, deci, pe viitor să vă stăruiți în jur de 10 minute și de dorit cu animații. Vă rog frumos. Păi noi bine la mult, numai cu animații. Numai cu animații, noi citim cu tine. Da. Deci următoarea prezentare o să o facă domnul Anton Danici. Stați, aveți multe fotografii, că numai animații. Numai animații. Deci aici o să fie numai animații. Incursiune în unele procese din cadrul producției aeronavelor fără pilot, cu un exemplu de provocări ce țin de partea de avionică în acest. Pe slide-uri vom începe de la simplu la compus, deci orice aeronavă fără pilot, atunci când este concepută, pleacă de la un sensor, de la un senzor anumit care urmează să ducă sau o sarcină, o funcție, o misiune care urmează să o îndeplinească. Deci astfel se naște o aeronavă. Dacă nu are un scop, rămâne dronă, pentru că dronă în traducere este trântor. Deci ceva ce se zbate în aer, fără un scop. Deci doar făcând zgomot, acea undă sonoră care o lasă în trântor. O aeronavă fără pilot are o sarcină încă înainte să apară, să fie materializat.
Proiectele materializate din digital pot fi în mai multe scopuri. Echipa care vă prezint preferă materiale convenționale. Prin anul 2020, când au fost făcute primele prototipuri din serie de aeronave prezentate în această lucrare, a folosit placajul, dar iată o să vedeți că cu fiecare slide, cum vom merge înainte, vom lăsa în spate materialele organice și vom trece mai mult la materiale compozite. Deci, evoluția în aeronave fără pilot este ca și în natură, deci de la acele materiale care sunt ușor accesibile, la acele materiale care sunt mai bine aplicabile pentru domeniul. Deci, prototipurile unei aeronave fără pilot, care este compozit și nu doar decupată din careva materiale precum polistirenul, ele tot necesită să fie făcute în careva forme, matrițe. Și aceste matrițe sunt lucrări de sine stătătoare fiecare, pentru că fiecare matriță este doar o jumătate din coajă a viitorului modul de aeronavă. Și astfel, o aeronavă aparent simplă, să zicem, cu avergură are de 3 sau 4 metri, care este compusă de 11 elemente, pentru a fi materializată în carne și oase sau fibre de carbon și reșine toxinică, necesită circa 50-60 de matrițe care ar însuma, să zicem, la o tonă de greutate doar matrițele, deci doar accesoriile care sunt necesare pentru producția unei aeronave. Aici puteți să vedeți un ciclu de naștere a unei matrițe din materie primă decupată la strung cu control numeric până la saturarea acestei cu reșină. Și, evident, în poza numărul 3, evident, și un element deja care se naște din acele matrițe. Și cojile nu este sfârșitul istoriei pentru fiecare element al aeronavei. Deci fiecare componentă trebuie să aibă și o logică oarecare. Pentru că nu cojile sau aeronava, când privim chiar și o aeronavă comercială sau o aeronavă convențională, deci ceea ce vedem la suprafață este doar aparența acestei, este partea cosmetică, pe când partea de logică, partea care rezolvă careva întrebări structurale, tot timpul se află ascunse de la ochiul privitorului și este înăuntru. Deci, integrarea acelei cosmetici cu partea portantă este un proces foarte important care decurge tot în acele matrițe. Deci matrițele sunt nu doar niște forme, dar sunt și o parte a subsistemului de formare a modulilor unei aeronave sau al unei oricare alte, să zicem, confecții de performanță înaltă. Fiecare modul odată produs trebuie și testat. Testările în laborator, testările digitale, testările simulate, într-adevăr, formează o bază bună de cunoștințe cu care poți pleca în lume, dar fără testări reale nu este posibil de a lansa un produs, de a evolua în acest produs și, în general, de a înțelege care sunt performanțele în mediul ambient a acestui produs, în cazul nostru, cu aeronavă fără pilot. Testările decurg cât tehnic, atât se acumulează și o bază de cunoștințe în formă de cifre sau date care apoi sunt transformate în informații și analizate în laborator, exact după metodele convenționale care vă sunt destul de cunoscute. Deci vedem în față niște grafice a diferitelor grupuri de senzori. Spre exemplu, ce se analizează în graficile acestea este dependența curentului consumat raportat la tensiunea în sistem. Este un alt grafic care reprezintă diferența raportului între viteza aeriană măsurată și viteza în raport cu solul, deci viteza măsurată prin sisteme de navigare globală prin satelit. Și un șir de alți grafici, dar ceea ce v-am spus la început, când ne vom opri la un caz particular, este studierea dependenței de consumul curentului și indicațiile senzorilor, indicațiile magnetometrilor. Deci, în față vedem
indicații a trei grupuri de magnetometri care măsoară fluctuațiile în timp real și concomitent în trei axe diferite. Nu vedem acel curent la care se raportează aceste devieri graficilor, dar vă pot spune cu toată sinceritatea că unde vedem devierile fluxului magnetic, acolo curentul crește exact în proporția în care deviază cele grafice. Acum, puțin la realitate, de ce pe noi asta ne-ar afecta? Pentru că fiecare aeronavă are un grup de senzori care îi ajută să navigheze prin spațiul aerian. Și unul dintre acești indici, care este destul de important, este orientarea față de azimutul terestru a aeronavei. Și una dintre metodele pentru a măsura acest azimut este compasul, compasul magnetic. Dar odată ce aeronavele devin mai complexe și au la bord o sumedenie de sisteme care perturbează acest câmp electromagnetic, deja indicațiile compasului devin mai puțin relevante. Și, iată, graficul acesta ne demonstrează acest fapt, pentru că citirea, deci aceste devieri transpuse deja în indicațiile azimutului propriu-zis, au fost transformate în de circa 45 de grade, ce este absolut inacceptabil. Deci una dintre metode care a fost încercată de echipa din cauză a fost de a masca acele efecte de ale câmpului electromagnetic cauzate de echipamentul de la bord și una dintre metode de a masca fluxul a fost instalarea unui ecran din mu-metal. Deci mu-metal este un metal cu o concentrare înaltă de nichel, care are o permeabilitate magnetică foarte ridicată. Dar acest lucru a făcut structura și compoziția a echipamentelor electronice foarte greoaie și, să spunem, nejustificat de complex. Și a fost luată decizia de a schimba abordarea tehnologică per general. Și aici se vedeți o diferență conceptuală la care au ajuns autorii lucrării. Deci, în partea de sus, vom face aici o mică oprire la ce echipamente sunt instalate pe aceste prototipuri de bord de avionică. Deci, în partea de sus, vedem un autopilot generic, distribuția curentului, niște echipamente auxiliare, dar ce ne interesează la moment de față este acest senzor. Este senzor GNSS, de navigare globală prin satelit, pe care este integrat și acel compas magnetic. Deci, iată, anume, în subsistemul ăsta, atunci când erau în alți curenți de consum în interiorul avionului, iată, anume, acest senzor și era perturbat de acestea, de câmpurile electromagnetice. Decizia a fost luată în fotografia numărul 2, unde deja vedem doi senzori GNSS, de navigare globală prin satelit, și în acest caz nu este folosit compasul în general, dar în schimb este creat un subsistem sau un subsistem de coordonate local care se suprapune cu sistemul de coordonate global. Deci se formează o rețea locală de referință între doi senzori GNSS de precizie înaltă, când un senzor servește ca bază și alt senzor creează un ax virtual, deci de la senzor la senzor, care este perpendicular cu vectorul de plasării aeronavei și iată acest subsistem de referințe locale de coordonate raportat la rețeaua globală prin satelit, oferă o precizie net superioară de orientare în spațiu decât metodele convenționale de navigare prin câmpuri magnetice, care deviază și fără a fi supuse unei influențe de câmpurile electromagnetice de la bord, doar în forma lor naturală. Pe când crearea unui sistem de navigare local raportat la sistemul de navigare global a oferit rezultate mult mai bune și nu este influențată deloc de câmpurile electromagnetice.
Deci scuzați dacă v-am plictisit, dacă doriți mai multe detalii tehnice, revenim la sfârșitul slide-ului. Mai departe trecem la calea acelei aeronave sau acelei serii de aeronave de la primele prototipuri până la un produs sau până la o finalitate logică a acestui tip de aeronave. Deci vedeți primele încercări de producere a componentelor făcute din fibră de sticlă și, cum am promis, deja vedem mai puțin lemn sau mai puțin materiale organice, deja 90% din ceea ce constituie cadrul aeronavei devine fibră de sticlă. Evoluția aceasta a durat circa un an și va vreo 30 de iterații diferite. Și până la urmă, iată, vedem tranziția de la stânga la dreapta. În avionul din dreapta deja nu mai sunt materiale organice, fibra de sticlă constituie 50% din aeronavă și 50% deja este fibra de carbon. Și dacă continuăm în evoluție, iată, una din iterații, să zicem, a 50 iterații, vedem 100% fibra de carbon cu tije de rafonsare, iarăși făcute din fibră de carbon, care creează o carcasă structurală și asta permite ca interiorul să fie gol pentru a putea acomoda diferite senzori sau o altă încărcătură relevantă operațiunilor. Deci exact același lucru. Cum am reușit să menționez, partea exterioară este doar cosmetică și partea portantă sunt acele tije care formează contururi închise în interiorul aeronavei și toată portanța este suportată de aceștia. Aceștia conectează între ele toate elementele cheie ale aeronavei. Deci vorbim de aripă, elementele de propulsie și elementele de aterizare, de suportul aeronavei în raport cu socul. Și urmând evoluția, deja ajungem la aeronave care într-o perioadă de 2 ani de la primele prototipuri au devenit 100% de fibră de carbon, absolut lipsită de organică, deci este fibră de carbon și aluminiu, în raport de circa 95% fibră de carbon și reșină de înaltă performanță și 5% aluminiu aviatic. Și până la urmă, deci nu în final, dar la o etapă destul de avansată, vedem aeronavă care este capabilă să zboare până la înălțime de circa 5 km deasupra solului și destinația acesteia este stimularea precipitațiilor și combaterea grindinii. Deci aeronava a fost construită utilizând tehnici care îi permit să opereze în mediul destul de agresiv, precum în nori de ploaie, nori de grindină. Și asta deci, e o parte din proces, încă nu e sfârșitul, dar iată, ia și următorul pas cerul și asta e. Vă mulțumesc! Domnul Antoni, vă mulțumim. Întrebări dacă aveți? Vă rog. Am două întrebări, domnul Dani. Vă rog. Prima. Există în Republica Moldova, dar mai corect în Chișinău, vreo întreprindere care produce aceste aparate fără pilot, nu copia de psihotar, dar originale. Am înțeles că Dan Aero are rezultate în aceste sensuri, deci științești. Și a doua întrebare, când ați arătat testarea. Aici este o problemă care o cunoaște mai bine decât mine. Eu am zburat ca să fie clar din anul 1949. În continuare, 50 de ani, cu prăloare. Și am participat mulți ani la aceste zboruri. Fiecare zbor a avionului sau prănului era coordonat cu administrația aviației civile, pentru că să nu fie ciocit. Deci, chiar dacă ori fi aici aceste aparate, pentru a le folosi, este o problemă de coordonare cu aeroportul internațional Chișinău. Da, dați-o să încep de la două. Deci, nu e problemă, e soluție, pentru că fiecare aeronavă, să zicem aeronavă de imagine, are instalate transponder, exact ca și alți utilizatori ai spațiului aerian din aviație generală, sunt vizibile pe radarele de la Chișinău, sunt vizibile pe orice alte radare care operează în subsistemul ADS-B. Plus asta se coordonează și cu Moldața,
se coordonează și cu administrația aerodromului pe care se operează, plus se obține și permisiune de la autoritatea aerodromică civilă. Deci toate organele bursor, aceste zboruri sunt coordonate. Și prima întrebare a noastră, dacă există în Chișinău facilități capabile să producă, nu pot, de dar o lici mare, dar există și această fotografie este luată exact la această facilitate. Aeronava din imagine este absolut originală. Prima schiță a acestei aeronave a fost trasată 9 luni în urmă și iată, astăzi o vedeți pe masă, pe roți, în sucă de alumini. Am înțeles că 10 ani a scris milionare, ce nu mă duc. Nu cunosc. E cam așa. Pot să dau și o întrebare. În primul slide-ul ați arătat referitor la simulările și după asta deja testările. Da. Pe mine mă interesează dacă se diferesc simulările pe calculator cu cei ce există în realitate. În mare parte, da. Și în mare parte se... Deci se adeveresc exagerat. Cât estimările?